fie voia lui Allah. În numele lui Allah, preîndurătorul, iertătorul. Mărire lui Allah, stăpânul lumii. Și rugăciunea și pacea peste prințul celor trimiși, Domnul și stăpânul nostru Mohamed. Și peste toți ai săi, rugăciune și pace pe veci, într-o ființă unite până în ziua răsplătirii. Și pe urmă, facă-se ca legendele celor din vechime să fie de învățătură pentru cei de astăzi, ca omul să vadă întâmplările prin care trecură alții decât el. Și atunci el va asculta supus și cu luare aminte cuvintele noroadelor din trecut și ceea ce ele au petrecut și se va mustra pe sine. De asemenea, slavă celui care păstră istorisirile celor din tâi drept învățătură spre folosul celor din urmă. Ci din acele învățături au fost scoase poveștile numite 1001 de nopți și toate cele ce sunt întrânsele, fapte nemaipomenite și înțelepciuni. Zice-se, dar Allah este mai știutor și mai înțelept și mai puternic și mai binefăcător, că a fost odată în ceea ce s-a depănat și s-a arătat în vechimea vremii și în trecutul evului și al clipei, un rege între regi în Sasan, în insulele Indiei și ale Chinei. Era stăpân peste oști, peste căpetenii, peste slujitori și peste o curte numeroasă. Și avea doi copii, unul mai mare și celălalt mai mic. Amândoi erau cavaleri viteji, dar cel mare era mai bun cavaler decât cel mic. Cel mare domni peste țări și cârmui cu dreptate peste supușii lui. Și așa îl iubiră locuitorii împărăției. Numele lui era regele Shahriar. Cât despre fratele cel mic, numele lui era Shahzaman și era rege în Samarcand al Ajam. Astfel ei domniră în țările lor și fiecare fu în împărăția lui cârmuitor drept al supușilor timp de 20 de ani împliniți. Și erau amândoi în culmea puterii și înfloririi. Și trăiră tot așa, până când regele, cel mare, simți dorința arzătoare să-l vadă pe fratele său, cel mic. Atunci îi porunci vizirului să plece și să nu se întoarcă decât cu el. Vizirul îi răspunse, ascult și mă supun. Apoi plecă și ajunse cu bine prin îndurarea lui Allah. Intră la fratele cel mic, îi aduse salutul de pace și îl înștiință că regele Shahriar dorea arzător să-l vadă, că țelul acestei călătorii era să-l poftească să-l viziteze pe fratele său cel mare. Regele Shahzaman îi răspunse, ascult și mă supun. Apoi porunci să se facă pregătirile de plecare și să se scoată corturile, cămilele, catârii, slugile și ajutoarele. Apoi îl înălță pe vizirul său drept cârmuitor al țării și ieși întrebând de locurile fratelui său. Dar spre miezul nopții își aminti de un lucru uitat la palat, tocmai de darul pe care îl menise fratelui său, se întoarse și intră în palat. Și acolo află pe soția lui întinsă în așternut și îmbrățișată de un sclav negru dintre sclavii lui. La această priveliște văzu negru înaintea ochilor și zise în sinea lui, dacă o asemenea faptă s-a petrecut când de-abia am părăsit orașul, care va fi purtarea acestei desfrânate câtă vreme voi fi departe la fratele meu? Și gândind acestea, își trase sabia și izbindu-i pe amândoi îi ucise în așternut. Apoi se întoarse chiar în clipa aceea și porunci să pornească tabăra și călători toată noaptea până ajunse în orașul fratelui său. Se bucură fratele de apropierea lui, îi ieși în întâmpinare și îl primi urându-i pace și se bucură nespus de mult, împodobi orașul în cinstea lui și nu se mai sătură vorbindu-i. Dar regele Shahzaman își aducea mereu aminte de necredința soției lui
și un nor de mâhnire îi umbrea chipul și galbenă îi se făcu pielea de pe față și firav trupul său. Și așa când regele Șahriar îl văzu în starea aceasta, se gândi în sinea lui că asta se datora îndepărtării regelui Shahzaman de împărăție și, nemai întrebându-l nimic, îi dădu bună pace. Dar într-una din zile îi spuse: O, fratele meu, nu știu, dar îți văd trupul slăbind și fața îngălbenindu-ți-se. El îi răspunse: O, fratele meu, port în ființa mea o tăinuită rană vie. Însă nu-i destăinui fapta soției lui. Regele Șahriar îi zise: Doresc tare mult să pornești cu mine la vânătoare, pe jos și călare, căci poate așa îți vei căpăta voia bună. Regele Shahzaman nu voi în ruptul capului să primească și fratele său plecă singur la vânătoare. Ci în palatul regelui se găseau niște ferestre cu vedere spre grădina. Și cum regele Shahzaman se răzimase în coate la una din acele ferestre ca să privească, poarta palatului se deschise și ieșiră 20 de sclave și 20 de sclavi. Și nevasta regelui, fratele său, era în mijlocul lor, plimbându-se în toată strălucirea frumuseții ei. Ajunși la un bazin, se dezbrăcară cu toții și se amestecară între ei. Și deodată nevasta regelui începu să strige: O Masud, ia Masud! Și numai decât alergă către ea un negru tuciuriu și vânjos care o îmbrățișă și ea îl îmbrățișă de asemenea. Atunci negrul o răsturnă pe spate și o tăvăli. La acel semnal, toți ceilalți sclavi făcură la fel cu femeile și continuară îndelung așa și nu conteniră cu sărutările și cu îmbrățișările și alte fapte asemănătoare până la apropierea zorilor. La această priveliște, fratele regelui zise în sinea lui: Pe numele lui Allah, nenorocirea mea este cu mult mai ușoară decât aceasta. Și de îndată lăsă să îi se irosească durerea și mâhnirea zicându-și: Într-adevăr, asta e mai cumplit ca tot ce mi s-a întâmplat mie. Și din acea clipă început din nou să bea și să mănânce fără întrerupere. Între acestea, regele, fratele său se întoarse și amândoi își urară unul altuia pace. Apoi Shahriar se puse să-l privească cu luarea minte pe fratele său, regele Shahzaman, și văzu că pielea și culoarea ochilor îi se învioraseră și chipul lui își redobândise prospețimea, că pe lângă asta mânca cu toată pofta după ce atât amar de vreme abia gustase din bucate. Și se miră și grăi: O, frate al meu, te vedeam de unăzi galben la piele și la chip, iar acum iată că ți-ai redobândit culoarea. Povestește-mi așadar despre starea ta. Dar el îi răspunse: Îți voi povesti despre pricina palorii mele de la început, dar scutește-mă să-ți povestesc de ce mi-am redobândit culoarea. Regele îi zise: Atunci povestește-mi întâi, ca să mă dumiresc, de pricina schimbării tale la chip și a slăbirii tale. El îi răspunse: O, frate al meu, află că atunci când ți-ai trimis vizirul ca să mă poftească la tine, îmi făcui pregătirile de plecare și ieși din oraș. Dar apoi mi-aduse aminte de juvaierul pe care ți-l menisem și pe care ți-l-am dat la palat. Astfel că făcui calea întoarsă și o găsi pe soția mea culcată cu un sclav negru și dormea în așternutul meu. I-am ucis pe amândoi și am venit la tine. Dar rămăsesem tare chinuit la gândul acelei întâmplări. Iată pricina palorii de la început și a slăbirii mele. Cât despre înviorarea chipului meu, scutește-mă să-ți mai povestesc. Când fratele său auzi aceste cuvinte, îi zise: Pe numele lui Allah, te rog fierbinte să-mi destăinui pricina înviorării tale. Atunci regele Shahzaman îi povesti ceea ce văzuse de la început până la sfârșit,
fără a lăsa pe din afară vreun amănunt din isprava soției desfrânate și a negrilor din scăldătoare. Dar n-are niciun rost să o repetăm. Apoi adăugă: și nenorocirea ta a părut mai cumplită decât nenorocirea mea. Ea mă sili să cuget și fu pricina înviorării chipului meu, a colorării obrajilor mei, precum și a poftei mele de mâncare. Dar Allah este mai știutor. Așa s-au petrecut lucrurile. Și regele Shahriar, auzind istorisirea fratelui său, se schimbă la rândul lui tare mult la față. Chipul i se schimonosi, de parcă și-ar fi ieșit din minți. Și rămase așa vreme de un ceas, după care se întoarse spre regele Shahzaman și zise: trebuie mai presus de orice să văd chiar cu ochii mei. Fratele său îi zise: atunci prefă-te că pleci la vânătoare, pe jos sau călare, dar în loc să te îndepărtezi, ascunde-te la mine și vei fi martorul priveliștei văzând-o chiar cu ochii tăi. De îndată regele își vesti plecarea printr-un crainic și oștenii ieșiră din corturile lor afară din oraș, iar regele ieși la rândul său, se așeză în cort și le spuse tinerilor sclavi: să nu intre nimeni la mine. Apoi se deghiză, ieși pe furiș și se îndreptă spre palat, acolo unde era fratele său, și ajungând acolo se așeză la fereastra ce dădea spre grădină. Abia trecu un ceas și sclavele albe, înconjurând-o pe stăpâna lor, intrară împreună cu sclavii negri și făcură tot ceea ce istorisise Shahzaman despre sărutările și îmbrățișările lor și alte asemenea lucruri. Și își petrecură timpul în acele zbenguieli până la sfințitul soarelui. Când regele Shahriar văzu isprăvile lor, își pierdu cumpătul și îi spuse fratelui său Shahzaman: haidem să plecăm în lume, să vedem care-i soarta noastră pe drumul lui Allah, căci nu mai putem avea nici în clin, nici în mânecă cu împărăția, până nu vom găsi pe vreunul care să fie avut parte de o nefericire asemănătoare cu a noastră. Altminte, moartea va fi într-adevăr mai de ales decât asemenea viață. La acestea, fratele său răspunse încuvințând. Apoi ieșirea amândoi din palat pe ușă tainică și nu conteniră din drum zi și noapte, până când ajunseră în cele din urmă la un copac, în mijlocul unei pajiști singuratice, aproape de marea sărată. În acea pajiște clipocea un izvor de apă dulce. Băură din izvor și apoi se puseră pe odihnă. Abia se scurse un ceas când marea a început să se învolbureze și deodată ieși din adâncul ei o coloană de fum negru care urcă spre cer și se îndreptă spre pajiște. În fața acestei priveliști fură cuprinși de spaimă, urcară până în vârful unui copac înalt și se puseră să privească la ceea ce putea să fie asta. Și iată că această coloană se preschibă într-un genii înalt de statură, voinic și spătos, care ducea pe creștet o ladă. Puse piciorul pe pământ, veni spre copacul în care se aflau ei și stătu acolo. Ridica apoi capacul lăzii și scoase o raclă mare de cristal pe care o deschise. Și îndată se ivi țâșnind din racla de cristal, o fată fermecătoare, sclipitoare de frumusețe, luminoasă, ai doma soarelui când surâde, neîndoios că tocmai despre ea a grăit poetul. Păclie în întuneric apare ea și zor de zi, apare doar și zorii mai albi la luciui cata fi, bogați din strălucirea ei revarsă sorii raze, din ochii cu surâsuri, la fel și luna în faze. Doar sfâșie se vălul ce taina-i ține în ceață și în vrajă-i se înclină plecat oricine în față. Dulci fulgere în privire-i lucesc și în colțul genei toți au lacrimi pătimașe cât socoți și nu poți.
După ce geniul, o privind de lung pe frumoasa fată, îi zise: O crăiasă a mătăsurilor, o tu pe care te-am răpit chiar în noaptea nunții, tare aș dori să dorm o leacă în acest loc ferit, unde nu pot să te vadă ochii fiilor lui Adam. Și după ce mă voi fi odihnit, după călătoria pe mare și pe uscat, voi săvârși cu tine fapta cea de toată ziua. Ea îi zise cu vocea ei cântec de pasăre: Dormi, o părinte a genilor și coroana lor, și facă-se ca somnul să-ți fie spre întărire și desfătare. Și geniul, rezemându-și capul pe genunchii fetei, a dormit pe dată. Asta în ceea ce îl privește. Atunci fata își înălță capul spre vârful copacului și văzut pe cei doi regi ascunși în frunziș. Ridică numai decât capul geniului de pe genunchii ei, îl așeză pe pământ și, sculându-se în picioare, le grăi prin semne: Coborâți-vă și n-aveți frică de acest efrit. Ei răspunseră tot prin semne: Ah, pe Allah, scutește-ne de această primejdioasă încercare. Ea le spuse: Allah cu voi, coborâți mai repede, căci de nu îl vestesc pe efrit și el vă va răpune cu cea mai cumplită moarte. Atunci ei se înfricoșară și coborâră lângă ea, care îi întâmpină poruncindu-le de îndată: Haideți, străpungeți-mă cu lancea tare și cu strășnicie, dacă nu, îl vestesc pe efrit. Spaima îl făcu pe Shahriar să-i zică lui Shahzaman: O, frate al meu, îndeplinește-i tu cel din tâi porunca. Celălalt răspunse: Ah, eu nu voi face nimic înainte ca tu să-mi dai pildă ca frate mai mare. Și amândoi începură să se poftească unul pe altul, făcându semne din ochi. Atunci ea le zise: De ce vă văd clipind așa din ochi, dacă nu vă apropiați numai decât și nu vă dovediți destul de vânjoși și de aprinși, îl vestesc de îndată pe efrit. Atunci, de teama geniului, făcură amândoi ceea ce le poruncise. După ce se supuseră și isprăviră treaba, ea le spuse: Sunteți tare iscusiți. Apoi scoase din buzunar un săculeț și trase din el un șirag alcătuit din 570 de inele cu peceți și le spuse: Știți voi ce e asta? Ei răspunseră: Nu știm. Atunci ea-i lămuri: Toți stăpânii acestor inele cu peceți s-au împreunat cu mine punând coarne acestui efrit nesimțitor. Așadar și voi amândoi, frații, dați-mi-le pe ale voastre. Atunci ei le dădură, scoțând din degete cele două inele cu peceți, și ale spuse: Să știți că acest efrit m-a răpit în noaptea nunții, m-a pus în această raclă de cristal și, așezând-o în ladă, a ferecat lada cu 7 lacăte și m-a așezat apoi în fundul mării Muginde, care se izbește și se învolburează din valuri. Dar el nici pomeneală să știe că atunci când o femeie dorește ceva, nimic nu o poate stăvili. De altminteri, și poetul spune: Prietene, în femeie să nu te încrezi, când sute ți-ar da nădejde, zâmbește, căci dacă e cu chef ori nu, atârnă doar de o toană a pielii unei cute. De dragoste minciună risipă veșnic face, în trupui însă e plină de viclenii, cum e și acu, atâtea că și haina și-ar căptuși, dibace. Mereu ți-adu aminte de adânc respect cuprins, tot ce Iusuf ne spune și că femeia este pricina că gonita eblis pe Adam l-a rău împins. Prietene, dojana ce-o faci e de prisos, tu-l sfătuiești pe acela, dar mâine o fi, ce veste, nu dragostei, ci unei nebune patim credincios. Și într-una te ferește să spui: Ce mult mi-e dragă, feri voi însă sigur smintelile ce țin adesea pe îndrăgostiți în lanțuri, n-o spune nici în șagă.
Ar fi ce-i drept minune cum n-a mai fost vreodată să vezi și tu în jurul un om la minte întreg când ies, îi dau cu ademenire femei ce se desfată. La aceste cuvinte, cei doi frați se minunară nețărmurit și ziseră unul celuilalt. Dacă unul e frit și în ciuda marii lui puterii s-au întâmplat lucruri cu mult mai grozave decât nouă, întâmplarea asta trebuie să ne aline durerea. Și atunci o părăsiră chiar în clipa aceea pe tânără, după saluturile și cuvintele de datină și, alinat și întărit, se întoarseră fiecare în orașul său. Când regele Shahriar intră în palatul său, porunci să se taie capul soției lui și tot așa să se taie capetele sclavelor și ale sclavilor. Apoi porunci vizirului să-i aducă în fiecare noapte câte o fecioară. Și așa în fiecare noapte el lua o fecioară și îi răpea fecioria. Iar la capătul nopții o ucidea și nu conteni să facă așa 3 ani în șir. Iar supușii se zbătură în strigăte de durere și în învălmășeala groazei și își părăsiră vetrele cu fetele care le mai rămăseseră. Și nu rămase în oraș nicio fată care să mai slujească năvalei armăsarului. Între acestea, regele dete poruncă vizirului să aducă o nouă fecioară ca de obicei. Și vizirul ieși de la rege și căută, dar nu găsi nicio fată. Și plin de întristare și mâhnire mare, se întoarse către lăcașul său cu sufletul răscolit de spaimă. Ci vizirul avea el însuși 2 fete pline de frumusețe, de farmec și de strălucire, desăvârșite și nespus de dulci. Numele celei mari era Shahrazada, iar numele celei mici, Doniazada. Cea mare, Shahrazada, citise cărțile, cronicile, legendele regilor din vechime și poveștile noroadelor apuse. Se mai zice că avea 1000 de cărți cu povești în legătură cu popoarele, regii și poeții din vechime. Și era tare iscusită în măestria de a povesti și nu te mai săturai ascultând-o. La vederea tatălui său, ea zise: de ce te văd așa de schimbat, ducând povara grea durerilor și a mâhnirilor? Căci află, o tată, că poetul zice: o, tu care te zbuciumi, alină-te, nimic nu ține în veci. Orice bucurie se spulberă și orice mâhnire se uită. Când vizirul auzi aceste cuvinte, povesti fiicei sale tot ce i se întâmplase cu regele de la început până la sfârșit. Atunci Shahrazada îi zise: pe Allah, o tată, mărită-mă cu acest rege, căci sau voi trăi, sau voi fi o răscumpărare pentru fiicele musleminilor și pricina mântuirii lor din mâinile regelui. Atunci vizirul îi zise: păzească-te, Allah, nu te lăsa pradă unei astfel de primejdii. Ea răspunse: trebuie neapărat să facem acest lucru. El o sfătui: păzește-te să nu ți se întâmple ce i s-a întâmplat măgarului și boului cu stăpânul țarinii. Shahrazada întrebă: și ce-a pățit măgarul și boul cu stăpânul țarinii? Și vizirul îi povesti Shahrazadei, fiicei sale.